prima rectificare bugetară este așteptată cu sufletul la gură de majoritatea edililor gorjeni. Toți recunosc că au nevoie de bani. Edilul localității Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman, așteaptă banii pentru a continua unele lucrări din comună și pentru a asigura salariile și utilitățile. Vă așteptați să fiți și dumneavoastră pe listă? Având în vedere că la începutul anului guvernul a pus în practică un proiect pilot, în sensul că bugetele locale sunt alimentate din cotele care se primesc direct prin Ministerul Finanțelor de la Guvern și luând în calcul că s-a acordat doar o cotă parte, undeva 50-60% din bugetul ce trebuia alocat pe întreg anul financiar 2015, ar trebui să ne regăsim și noi în această listă de rectificare cu diferența sumei care trebuia repartizată localității încă de la începutul anului. Câți bani ar trebui să vină la Roșia de Amaradia? Comitetul administrativ Roșia de Amaradia ar avea nevoie de 3 miliarde jumătate, 4 miliarde în lei vechi. Și în municipiul Motru este nevoie de bani. Absolut toți primari avem așteptări la rectificările de buget. Toți avem proiecte în derulare, toți avem nevoie de bani. Acum rămâne să le devăzut când vom primi fiecare. Sigur, eu mi-aș dori cât mai mult, dar totul depinde de posibilitățile pe care le are guvernul la ora actuală. Nici comuna Bustuchin nu se poate mândri cu o vistierie generoasă. Spuneți-mi, localitatea dumneavoastră are nevoie de bani? Cum stați la acest capitol? Cine nu are nevoie de bani, Ursula? Și ca și Londra și în plan juridic și în plan și personal, dacă e, dar mai mult vorbind de primărie, ce primărie nu are nevoie de bani, pentru că statea investiții. Și știți bine că nu s-a dat la toată lumea, nu s-a dat la cei bani care trebuie. Sunt 800 de locatăți în România care n-a luat niciun lucru. Și eu sunt printre cele care sunt în situația asta. Nu e primărie să n-aibă nevoie de bani. Sunt de bani așa cum s-a dat și la buget. Dar să țină în cont că au greșit. Pentru că nu trebuia să ia venituri ocazionale în calcul și să ia veniturile care sunt taxele și impozitele pe clădiri pe teren. Că de-aia unii primari spun treaba asta că în anul normal nu le-a dat bani și a dat la anumite primării și n-a dat la toate. Da, asta este. Așa sunt guvernanții noștri. Altă localitate, aceeași problemă. Avem nevoie de bani. Este replica înainte de rectificarea bugetară promisă de guvern. La Tismana, salariile profesorilor nu mai pot fi asigurate din toamnă, iar întâiul edil al orașului speră să primească bani de la stat. Cred că nimeni nu refuză în România bani. Dar la noi slabe speranțe să ajungă. Am înțeles că sunt cu nevoie mult mai mari localități din județ, care nu au acoperite cheltuielile de funcționare, care nu au acoperit plata asistenților personali, deci nu. Nu cred că voi fi, trebuie să fiu realist, nu vom fi pe lista de priorități. Cine credeți că nu are nevoie de bani? Toată lumea are nevoie de bani, dar în condițiile în care se vor face niște priorități de genul pe care vi l-am spus eu, noi nefiind în situația unor primării care au dificultăți în funcționare, cred că nu vom avea. La dumneavoastră nu sunt probleme în acest moment cu salariile așa cum sunt? Nu, avem asigurată plata salariilor, va fi nevoie însă de o sumă consistentă pentru salarizarea personalului didactic. Mâine va fi făcută o nouă rectificare bugetară, iar vistieria localităților care nu au primit bani până acum se va umple. Guvernul a anunțat că va efectua prima rectificare bugetară din acest an mâine, când va putea aloca fonduri și pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene ale unităților administrativ-teritoriale care nu au venituri sau au venituri reduse.